pentru sosul bechamel, 30 de grame de unt, vedeți? Un cub, cât o nucă. 30 de grame de făină și nucușoară. Să pun untul să se topească. Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube. Acolo găsiți și rețeta la lasagne și la sărmăluțe și la varză cu carne și la fel de fel de salate și la cozonaci și la sfințișori și pentru 1 martie biscuiți ghiocel și crostată mărțișor aveți foarte, foarte multe, fel de fel. Peste 600 de rețete vei găsiți pe canalul meu de prăjituri cu Camelia și bucate gustoase pe YouTube. Așa, untul s-a topit aproape. Ia uitați. Acum o să adăugăm făina. Toată, așa, odată. Și amestecăm. Eu în sosul ăsta nu pun sare. Așa, și amestecăm așa bine. Și așa o să facem sosul nostru bechamel. Și după ce am amestecat bine făina cu untul, începem să unim laptele. Eu aici am circa 500 de grame de lapte. Să vedem cât o să ne trebuiască. Vedeți? Și amestecăm încet. O să punem și nucușoară. Acum puteți pune așa și o radeți. Sau direct în praf. Ia uitați, gata măcinată. Și am să pun așa, gata măcinată puțin. Așa. Și amestecăm. Am să dau flacăra la mic. Amestecăm așa. Și laptele îl adaug treptat puțin, câte puțin, la sosul bechamel. Așa. Și mai adăugăm puțin. Eu așa fac sosul. Și amestecăm încet, încet. Până o să avem consistența unei smântâne, nu prea groasă, dar nici prea subțire. Vedeți cum se îngroașă? Acum adăugăm din nou lapte. Ia uitați, punem lapte. Așa. După ce terminăm, o să fiarbă puțin. Vedeți, este aproape gata. Eu am să mai pun încă puțin lapte, puțin, puțin. Deci mi-au intrat circa 400 de grame de lapte. Eu aici am avut 500. Îmi stau deoparte și amestecăm. Amestecăm așa încet. Așa, este gata. Așa. Ia uitați, vedeți? Nu este nici prea subțire, dar nici prea groasă.